Bună, review-ul de astăzi este unul special, pentru că este filmat în Huawei Customer Service Center, locul unde vii pentru a-ți repara rapid orice device de la Huawei. Astăzi o să vă prezint smartphone-ul Huawei Y6, varianta 2018, un telefon de buget, ieftin, pentru că costă doar 650 de lei și chiar îl veți găsi la un preț și mai bun, pentru că operatorii de telefonie mobilă îl oferă la prețuri speciale dacă îți faci un abonament. Haideți să vedem ce oferă acest telefon la 650 de lei. În cutie avem, desigur, telefonul, cheița pentru a desface slotul pentru cartelele SIM, pentru că acest telefon este dual SIM, și pentru cardul de memorie. Și mai avem instrucțiunile, cablul de încărcare și adaptorul pentru priză. Acestea sunt toate accesoriile care vin în pachet. Designul telefonului este unul destul de simplu, nu este nimic în evidență. Poate doar camera principală de pe spate, 13 megapixeli, lângă fiind blitzul LED. În partea de sus, jack-ul audio pentru căști. Pe partea dreaptă, butoanele de volum și butonul on-off. În partea de jos, port micro USB și două difuzoare. Iar în partea stângă, slotul pentru cele două cartele nano SIM și pentru cardul de memorie. În rest, un design destul de simplu. Rama pare metalică, dar carcasa este din plastic. Telefonul cântărește doar 150 de grame. Display-ul are o diagonală de 5,7 inch și este IPS, ceea ce înseamnă că are un contrast bun și un unghi de vizualizare destul de bun. Dar rezoluția este cam slabă. Bine, la prețul de 650 de lei nici nu putem să ne așteptăm la cine știe ce ecran. Are 720x1440 de pixeli. Camera foto principală de 13 megapixeli m-a impresionat. Nu mă așteptam la o cameră atât de bună de la un telefon ce costă doar 650 de lei. Camera foto secundară are 5 megapixeli și vine și cu un blitz LED pentru a face selfie-uri reușite, așa că aveți ce pune pe Instagram. Camera foto poate fi folosită și pentru a debloca telefonul, pentru că acest telefon folosește recunoașterea facială dacă vrei să-l deblochezi cât mai rapid. Sistemul de operare este Android 8.0, iar interfața este EMUI 8.0, ceea ce înseamnă că ai cele mai noi opțiuni de la Android și de la Huawei. Procesorul este Qualcomm Snapdragon 425, tactat la 1,4 GHz. Are 2 GB de memorie RAM și 16 GB spațiu de stocare intern, ce poate fi extins cu ajutorul unui card de memorie. Bateria de 3000 mAh o să te țină o zi întreagă fără probleme. Se pare că un ecran cu o rezoluție ceva mai slabă are și el avantajele lui. Aici vorbim de autonomie. Principalul atu al acestui telefon este raportul calitate-preț, care este unul foarte bun. Eu îl recomand pentru tinerii care vor să-și facă cât mai multe poze, în primul rând, și desigur care vor să le share-uiască apoi rapid pe Facebook, Instagram și alte rețele de socializare. Vreau să le mulțumesc celor de la Huawei pentru oportunitatea de a testa modelul Y6 versiunea 2018 și mai ales că mi-au pus la dispoziție pentru a filma Huawei Custom Service Center din București.